La inima Per noi, femeile. Bun găsit, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou împreună la o întâlnire de suflet, de la inimă la inimă, așa cum este și titlul emisiunii noastre. Urcând pe scenă, uneori, lumea întreagă este a ta. Coborând de acolo, îți dai seama că în casa ta, de fapt, este iad. Așa se întâmplă în multe, multe cazuri ale vedetelor care urcă pe scene. Una dintre acestea este și invitata noastră, a fost o vedetă pentru lume, dar Domnul a făcut-o o vedetă pentru împărăția lui. Ce vedetă de pe acest pământ poate să egaleze? Mireasa lui Hristos. Despre invitata noastră, despre viața ei și cum Dumnezeu a făcut schimbări radicale, veți afla chiar în aceste momente. Rămâneți aproape de noi, pentru că Dumnezeu va descoperi cât de mare este puterea Lui și cum lucrează El în viața noastră. Așadar, îți spunem un bun venit la întâlnirea de astăzi, Lenuța Jucu. Bine, v-am găsit! Cred că cele mai frumoase momente care pot fi descrise întotdeauna sunt cele ale întoarcerii la Domnul. Cum s-a întâmplat cu tine? Uh. Eu nu cunoșteam mai nimic despre Dumnezeu și, după cum spuneați, activam în viața artistică. Ca solistă de muzică populară, încă de micuță, de la șase ani, asta știam să fac să cânt. Mergeam la diverse concursuri, unde luam atâtea premii și mai târziu, după ce m-am căsătorit cu acordul soțului meu, am început prin a participa la anunți, la botezuri, unde îi încântam pe cei din jurul meu cu cântările pe care le cântam. Mergeam împreună cu soțul meu peste tot. Apoi am început să activez la ansamblul CFR din Timișoara, unde de la microfonul acestei formații reprezentam zona Banatului. Iar soțul meu era tot împreună cu mine impresarul acestei formații. El organiza spectacole peste tot în țara aceasta și mergeam peste tot împreună ca să fie bine în casă. În final, diavolul ne-a folosit la restaurant, la bar, la local, acolo eu de la microfon, iarăși îi amețeam pe cei din jurul meu cu tot felul de cântări, iar soțul meu lucra acolo uh, ca barman. El îi amețea cu fel de fel de băuturi și eu cu tot felul de cântări, îi îndemnam la toate relele. Eram două instrumente puternice în mâna diavolului. Un om de rând spune, acum mă duc și eu să mă distrez la un restaurant, la un local, pe când noi eram instrumentele celui rău. Bine, v-ați armonizat în lumea exterioară. De unde au pornit conflictele? De ce căminul vostru a ajuns un colț de iad? Pentru că nu-l aveam pe Dumnezeu, cu toate că mai peste tot. Deci peste tot mergeam împreună, totuși când ajungeam acasă, soțul meu era gelos și era și normal să fie așa, pentru că peste tot bărbații veneau să dedice cântări și veneau la mine cu bani și nu-l aveam pe Dumnezeu. De peste tot de unde veneam, nu ne certam din orice, deci nu ne mai înțelegeam deloc. Căminul nostru, casa noastră a devenit un colț de iad. N-a mai existat înțelegere și ne aflam în pragul divorțului. Ură, dezbinare, cuvinte urâte și dacă suferea cineva în casa noastră, cel mai mult sufereau copiii. Avem doi copii și pe vremea aceea băiatul Cristian avea 17 ani, iar fata Ramona 16 ani. Și Copiii aceștia nu știu ce n-ar fi dat ei ca să fie pace în casa noastră. Copii cu minți, premianți la școală, ce n-ar fi dat ei să fie pace în casa noastră, să fie iubire, să fie unitate, să fie dragoste. Însă atunci când nimeni n-ar mai fi crezut că se poate ceva face în familia noastră, să știți că atunci a intervenit Dumnezeu. Băiatul se afla undeva la sport, la karate și acolo a întâlnit un alt prieten de-a lui și în casă la el era cam ce era în casă la noi. Diferența era însă că mama lui era copilul domnului. Și la invitația acestui băiat, acestui prieten al lui Cristian, a băiatului meu, au ajuns la biserică, nu la orice fel de biserică, la o biserică zidită din pietre vii. Acolo unde te duci cu problema ta, cu necazul tău și găsești rezolvare și a ajuns la Biserica Pentecostală Elim din Timișoara. Băiatul meu a fost foarte încântat și acolo a înțeles mesajul cuvântului Dumnezeu. Atunci a luat contact cu cuvântul Dumnezeu care a lucrat în inima lui, în viața lui și a invitat-o și pe sora lui, pe Ramona, să meargă la biserică. Aflând unde merg copiii mei, am început să-i compătimesc, că merg la pocăiți nu știam nimic despre pocăință, nu știam despre o altă cale. Și într-una din zile vine băiatul acasă, Cristian, și îmi spune, mama, nu vrei să vii și tu la biserică? I-a spus, Cristi, eu vin la biserică, dar eu nu mă pocăiesc. Pentru că asta e viața mea, aici ai banul, eu nu știu altceva să fac decât să cânt. Și mi-a zis băiatul, mama, dar nu trebuie nu ți-a spus să te pocăiești, hai doar să vii să vezi și tu cum este la biserică. Și la îndemnul băiatului să-i fac pe plac, m-am dus împreună cu copiii mei, într-una din zile și am intrat în biserică, m-am așezat undeva acolo în partea surorilor și după cum cuvântul lui Dumnezeu spune că cel păcătos nu poate să țină capul sus în adunarea celor neprihăniți, așa am fost eu. Mă simțeam am mai păcătoasă femeie din lumea aceasta. Țineam capul în jos și când mi-am ridicat privirea în stânga, în dreapta, i-am văzut pe cei din jurul meu sfinți pe toți. Am simțit o atmosferă dumnezeiască. Am simțit parcă îngeri pluteau acolo în jurul meu, în locul acela unde eram eu pe scaun. Mi-a plăcut foarte mult, și când am ajuns acasă, după ce s-a terminat programul la biserică, copiii foarte curioși m-au întrebat: Mama, ți-a plăcut la biserică? Curioși să vadă ce am înțeles eu de acolo. Și le-am spus: Vai, dar cum să facem noi cât mai repede să ne pocăim? Dumnezeu a lucrat în inima mea, nu numai că nu a mai vrut să mă pocăiesc, dar Dumnezeu m-a conștientizat de faptul că sunt pe o calăria și cam am atâta nevoie de el. Nu mi-a mai păsat de absolut nimic și i-am spus, Cristi, dacă vine Domnul la noapte, Cam am înțeles că Domnul poate să vină din clipă în clipă. Era un subiect despre venirea Domnului la biserică atunci când ai fost? Nu, nu era despre venirea Domnului, nici nu țin prea bine minte de unde s-a predicat, de unde a fost cuvântul, doar că Dumnezeu a lucrat la inima mea în așa fel încât așa, o întorsătură la 180 de grade nu mai îmi plăcea nimic din ceea ce îmi plăcea înainte. Așa mi-a pus o scârbă pentru cântările pe care le cântam, pentru îmi plăcea dansul foarte mult, pentru viața mea dinainte. O schimbare radicală. S-au uitat copiii foarte mirați la mine și nu știau ce să creadă. Și mi-a spus băiatul, nu-i nimic, mama, Dumnezeu știe ce hotărâre ai luat tu în inima ta. Și Dumnezeu ne va ajuta ca să închiem și legământ cu el. Am început prin a merge la biserică să participăm la serviciile divine împreună cu Cristian și Ramona, cu cei doi copii ai mei. Și într-una din zile am vrut să ajung și eu la rugăciune. Pentru că după cum diavolul are vasele lui de lucru, ghicitori în cărți, în cafea, horoscoape, cu asta mă am eu, îmi plăcea foarte mult uh, să, să consult horoscoapele acelea, uh, ghicitul în, în cărți și în cafea. Vrăjitorii, așa și Dumnezeu are prorocii Lui, potrivit cu Biblia, prin gura cărora ne vorbește. Și am vrut să văd ce vrea Dumnezeu în, de la mine în mod personal, pentru că mântuirea este personală. Am vrut să văd ce, ce îmi spune Dumnezeu mie în mod personal. Însă să știți că diavolul s-a luptat foarte mult, nu vroia să mă piardă cu nici un chip. bine, bine. bine putem vorbi mai departe. Deci, era chiar înainte de... Da. Eram, tocmai eram pregătiți pentru rugăciune, m-am îmbrăcat și eu pentru rugăciune, înținut, înținută de rugăciune. Și, și când să plec cu copiii împreună la rugăciune, a venit acel coleg la mine, Radu Braina, de la ansamblul Banatul, și m-a solicitat să merg undeva la un restaurant unde vreau să mă angajez acolo. Erau soț, soție, patroni, m-au văzut la o nuntă, le-a plăcut foarte mult de mine și vreau să mă aibă în mijlocul lor. În inima mea s-a produs, v-am spus, acea schimbare la 180 de grade, acea transformare, tot ce îmi plăcea înainte nu mai îmi plăcea acum. Și n-am vrut să mai mă duc, dar soțul meu care era lângă mine mi-a spus, ce faci, ai nebunit? Păi tu, chiar așa s-a exprimat, păi tu nu știi altceva să faci decât să cânți, asta e profesia ta, ești cântăreață, de acolo vin banii. Tu trebuie să cânți, N-am spus nimic și copiii erau foarte, foarte dezamăgiți, Cristian cu Ramona, că nu mai ajung la rugăciune. Și m-am dus, m-am dezbrăcat de ținut aceea de rugăciune, m-am îmbrăcat în ținuta de scenă din nou, dar așa simțeam în, în inima mea o apăsare, scârbă chiar. Nu mai îmi plăcea nimic din ceea ce îmi plăcea înainte. M-am îmbrăcat și am plecat împreună cu ei. Nu știam ce o să se întâmple acolo atâta știam în inima mea că nu o să mai pot cânta. Când am ajuns în fața acelui restaurant, când am coborât din mașină, m-am trezit că îi spuneam soțului meu, Nelu, să știi că eu nu mai am să pot cânta. Nu mi-a mai spus nimic de data aceasta, s-a uitat însă foarte lung la mine și n-a spus nimic. Am intrat înăuntru, în restaurant, când am ajuns acolo și am pus mâna pe microfon, cu toate că eram foarte obișnuită cu cântările zi de zi, cântam și le știam foarte bine, nu aveam emoții, și când să-mi încep cântarea, nu am mai putut să fac ceea ce vroiam eu. Am simțit o putere supranaturală, nu am mai experimentat așa ceva ca să știu ce se întâmplă cu mine, dar nu mai am putut să-mi conduc eu trilurile, și la laurile acelea. Mi s-a și limba, n-am mai putut, m-am făcut de rușine acolo. I-am dezamăgit pe acei patroni care și-au pus toată nădejdea în mine și cărora le-a plăcut foarte mult de mine, că mă vroiau acolo cu ei. Am plecat acasă, bineînțeles că s-au săturat de mine, nu le-a mai trebuit o astfel de cântăreață. Am plecat împreună cu soțul și când am ajuns acasă, copiii, iarăși foarte curioși, m-au întrebat mama, ce ai făcut? Te-au angajat? Le-am explicat copiilor ce s-a întâmplat acolo, cum am făcut de rușine și atunci mi-a spus băiatul, mama, cum să mai poți tu cânta pentru diavolul acolo când noi, unde am fost la rugăciune, deci vreau să vă spun, am omis să vă spun faptul că eu, când am plecat spre acel restaurant, copiii n-au dat înapoi. Copiii au plecat spre rugăciune, amândoi, și Cristian și Ramona concomitent, copiii la rugăciune și eu acolo, la, la, în, în acel restaurant. Mama, unde am fost noi acolo la rugăciune, am avut lucrare pentru tine și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, printr-un proroc, mi-a vorbit așa, strigă mai tare, căci în clipele acestea sunt cu mâna deasupra mamei tale să o mântuiesc. Atunci am înțeles eu că Dumnezeu era la lucru, atunci am înțeles eu că Dumnezeu venea să-mi spună, când am simțit acea putere supranaturală în acel restaurant, când n-am mai putut cânta, nu am mai putut să fac ceea ce vreau eu, trilurile la laurile acelea, atunci am înțeles că Dumnezeu îmi spunea lenuța până aici aceasta era voia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mi-a dăruit vocea aceasta, talentul acesta și Dumnezeu vroia ca să-l pun în slujba lui. Dumnezeu mă iubea atât de mult încât vrea să facă din mine copilul lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. În următorul interval de timp, am ajuns și la rugăciune, unde îmi doream atât de mult eu ca să ajung la rugăciune. Acolo am mers împreună cu Cristian și Ramona și m-am plecat pe genunchi și am spus Domnului, Doamne Dumnezeule, eu nu știu să mă rog. Nu știam nici Tatăl nostru, nu știam nimic. Dar te rog frumos să-mi vorbești mie ce vrei tu ca eu să fac, pentru că eu vreau să te ascult. Și am fost foarte cercetată de Duhului Dumnezeu pe genunchi acolo la rugăciune, am plâns mult. Și Dumnezeu îmi vorbea așa, prin Duhul lui Cel Sfânt, prin gura prorocului, Cauți pacea și fericirea. Pacea și fericirea pe care le cauți sunt la mine. Nu ai mângâiere de la nimeni. Eu te iubesc. Vino la Golgota. Amin. Scurt și cuprinzător. Da, și eu l-am crezut pe Dumnezeu. Eu când m-am ridicat de pe genunchi, imediat am întrebat pe sora aceea, deja i-am spus sora, cu toate că eu nu aveam legământul făcut cu Domnul, i-am spus sora, eu unde trebuie să mă duc? Eu nu am știut că acolo la Golgota, Domnul Iisus a mers și a dat viața pentru mine, pentru ca eu să am viață și să am viață din Belșug. Acolo Domnul Iisus a mers și a plătit pentru toate păcatele mele acolo Domnul Isus a plătit pentru toate fără de legile noastre, slăviți să fie numele Lui. Ce frumos e când descoper că a existat cineva care a murit pentru tine și te iubește și a acoperit tot ce a fost urât sau poate acoperi trecutul. Ai crezut atunci că Dumnezeu te poate ierta? Am crezut. Am crezut din toată inima mea tot ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu și am mers acasă, și am pus într-un sac așa, aveam un sac așa de, de, de plastic, am pus tot ceea ce ținea, ținuta mea de viață artistică, ținuta aceea de scenă și de nunți și botezuri, rochițele acelea scurte, caietele cu, cu cântecele acelea pe care le cântam eu în lume, totul, machiajele, parca aș fi vrut să le dau la o altă prietenea de-a mea cântăreață, Betuța Merticariu Bota. Însă Dumnezeu m-a luminat, fără ca să-mi spună nimeni, Duhul lui Dumnezeu și îmi spunea Dumnezeu așa, păi pentru ce vrei să dai tu răul tău altuia? Le-am pus și alea toate machiajele pentru că am fost foarte legată și de, de machiaj. Stăteam înainte de a pleca în fiecare după masă la locul de muncă, la restaurant acolo, stăteam câte oră, cred că în oglindă. Și în momentele acelea nimeni nu avea voie să se apropie de mine ca nu cumva să-mi greșesc ceva și să nu fi bine machiată, să nu fiu bine machiată, da. Am aruncat totul, am aruncat și am spus așa: Doamne Dumnezeule, eu arunc și caietele acestea cu, cu cântece, dar capul meu este plin de acele cântece pe care le cântam. Te rog frumos să mă eliberezi să scoți din mintea mea toate acele cântece și să-mi dai, să-mi dai cântări să cânt spre slava numelui tău și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu m-a ascultat și m-a binecuvântat cu atâtea cântări pe care le cânt acum cu, cu atâta drag. Slavă Domnului! Vreau să spun că în scurtă vreme, doar o lună și jumătate cât am umblat la biserică, cam atât, și a urmat un botez nou testamental Împreună cu Cristian și Ramona am încheiat legământ cu Domnul prin apa botezului în luna ianuarie. Deci ați fost uh, trei dintr-o familie îmbrăcați în haine albe, da, soțul? Mama ce a spus între e? doi copii. Soțul da. meu nu ce a înțeles despre? atunci, nici măcar nu a fost la botezul nostru. Era supărat de, de, pentru decizia voastră. Uh, venea, venea și mă jignea, mai venea de acolo la bar. El a rămas tot la barul acela unde. Uh, la restaurantul acela unde Ce lucra ca lumea. barman Și mai venea altă dată mai venea băut și îmi spunea Na, acum tu te dai sfântă, păi tu uiți cine ai fost Și atunci m-am rugat așa Doamne Dumnezeule, te rog frumos să nu-i dai voie ca băutura să-i mai urce la cap Și chiar aveam o expresie În America am mărturisit lucrul acesta prin biserici Te rog frumos, explozie să dea din el Și să știți că Dumnezeu m-a ascultat a încercat, asta ar fi mărturisirea lui, o minune a făcut Dumnezeu, a încercat la bar, avea toate băuturile pe mâna lui, a încercat tot felul de băuturi. De la primul pahar nu a mai putut să, să bea. A mers la mama lui acasă la sat și acolo a încercat cu băuturi de casă, cu vin de casă, țuică de casă, la fel s-a întâmplat și acolo a mărturisit el și a spus eu nu mai pot, eu trebuie să mă pocăiesc pentru că eu în ei, în lenuța și în copiii mei citesc Evanghelia, văd schimbarea, văd că nu-i doar un teatru, și eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Seara băiatul lua gitara, cânta la gitară, eu cu fata împreună cântam și lăudam pe Domnul. Atunci băiatul mă seducea și îl mângâia pe cap pe tatălui și spunea, tati, da, dat -o ne iubești pe noi. Vai, dar cum să nu vă iubesc, doar sunteți copiii mei. Dar tu știi că dacă Domnul vine la noapte, mama va fi împreună cu noi o veșnicie. Dar tu, dacă nu închei legământ cu Domnul, tu vei fi despărțit de noi o veșnicie. Atunci el lăcrima, Duhul lui Dumnezeu îl cerceta și lăcrima. Noi nu l-am obligat pe el, noi doar ne rugam, am fost foarte uniți în post, în rugăciune și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. După un an și jumătate, numai m-am trezit că vine cu o hârtie, între timp, s-a schimbat de acolo, a plecat de la barul acela, Dumnezeu l-a scos și de acolo afară și a intrat pe taxi. Credeam că este o amendă. Eu știu ce-o fi făcut, ce hârtie vine să-mi aducă. Și când m-am uitat, era cererea de botez. Fără ca să-l tragem de mânecă, fără ca să-l forțăm. Nimeni, el, Dumnezeu știe cum a lucrat, asta este, ține și de mărturia lui, Dumnezeu și în dreptul lui a lucrat cu semne și minuni. Este minunat cum lucrează Dumnezeu. Experiențele acestea nu pot fi comparate cu nimic altceva în, în această lume, în această viață. Ne vom despărți acum și ne bucurăm de mărturisirea ta despre felul în care Dumnezeu te-a te -a făcut să înțelegi care este voia Lui. Dacă mai ai ceva să spui ascultătorilor înainte de a ne despărți, dar vreau să ne... Reîntâlnim pentru că o viață trăită cu Dumnezeu în continuare înseamnă mult și e plină de amprentele pe care și le lasă El în, în ființele noastre. Dacă ai un gând pentru ascultători acum la despărțire? Da, vreau să spun că Dumnezeu din colțul de ea din casa mea a făcut un colț de rai. După Suntem, ce, ce ne-am domnul... întors la Dumnezeu, da. Toți suntem o minune pentru vecinii noștri, pentru cunoștințele noastre, pentru toți cei ce ne-au cunoscut înainte, pentru că în casa noastră înainte nu mai ceartă neînțelegeri, chefuri, cum era în lume, cuvinte urâte. Acum Dumnezeu ne-a schimbat și limbajul, și gândirea, și vorbirea, și viața noastră, nașterea din nou. Deci o, o întoarcere totală la Dumnezeu, nu cu jumătăți de măsură. Dacă îmi pare rău de ceva, mi îmi pare rău de tot timpul pe care l-am petrecut fără de Dumnezeu, a fost atât de greu. Înainte călcam pe bani, eram tixită de bani, aveam de toate, însă dacă nu-l aveam pe Dumnezeu și dacă tot ceea ce aveam nu era binecuvântat de Dumnezeu, cum venea, așa și se ducea. Acum, în momentul de față, nu lucrez decât pentru Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-o împlinește. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, avem un Dumnezeu minunat. Întoarce-te la Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu zi de zi, slujește lui, fă voia lui, să se vadă în tine schimbarea, să se vadă în tine că zi de zi îl reflecti pe Isus în viața ta și Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta, slăvit să fie numele Lui. Da, cu acest gând frumos nici nu mai am nimic de adăugat, aș vrea să ne despărțim sau trebuie să ne despărțim și ne bucurăm că Dumnezeul nostru poate face asemenea schimbări și poate transforma un colț de iad într-un colț de rai într-o familie. Ne despărțim, dragi prieteni, dragi ascultători, de invitata noastră, Lenuța Jucu. Ne vom reîntâlni data viitoare. Sunt Lidia Ilies, realizatoare acestei emisiuni și împreună dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și așa cum a spus Lenuța, Fiți aproape de Domnul și faceți voia lui, și El vă va binecuvânta. La revedere! La revedere! De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.